Pentru persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a scos 750 de posturi vacante la cules de căpșuni în Spania. Durata contractelor de muncă este de 3 luni, iar data estimată de angajare este 15 februarie. La nivelul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a fost primită o ofertă de locuri de muncă în sectorul agricol din partea unei firme spaniole. Angajatorul spaniol oferă 750 de locuri de muncă la recoltat de căpșuni. Pentru selecția persoanelor care vor fi încadrate pe aceste locuri de muncă, se vor organiza două selecții la jumătatea lunii ianuarie. Persoanele interesate de un asemenea loc de muncă și care sunt apte pentru munca la câmp se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu. Totodată, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a scos la concurs posturi și pentru studenții și masteranzii care vor să muncească în sezonul estival. La nivelul Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București se va organiza o selecție pentru studenți și masteranzi care doresc să desfășoare o activitate lucrativă în Germania pe perioada vacanței de vară. De această perioadă este minim 2 luni. Tinerii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, să fie studenți sau masteranți la o facultate de stat sau particulară acreditată. Aceștia trebuie să urmeze cursuri de zi și să stăpânească foarte bine limba germană, cel puțin 3 ani de studiu.